Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, să știți, românii par hotărâți să cheltuiască și să facă achiziții serioase în privința asta. În primele 6 luni ale acestui an, în România s-au cumpărat cu 25% mai multe mașini noi decât anul trecut în aceeași perioadă. Deci a trecut și merge criza. Bine. A trecut criza. Nici n-a venit, de fapt. Da. La noi criza n-a evitat. A, nu, mă. Deci creșterea an, practic semestru pe semestru, cum ar veni, 25% creștere în sfert. Mai mult, mașinile electrificate au înregistrat o creștere a vânzărilor de 34,5% raportată la aceeași perioadă. Sunt acum la o cotă de piață de aproape 22%. Doamne, cred că a mers foarte bine asta cu tichetul. Scrie Economedia, probabil, da. Când zic mașini electrice, înseamnă electrificate, pardon, zic mașini electrice și hibride, pur, nu? Da, și alea care sunt hibride, toate felurile, că sunt nenumărate, plug-in, hybrid, mild hybrid. Toți au măcar soft, un model. Da, câte un pic de hibrid sau nu. La noi e mentalitatea de așa natură, nu vreau să... Mașinile strict electrice au acum aproape 10% din piață, deși astea stau bine. Asta. E mentalitatea că ai reducere mare, știi? Și te agață cu asta. Mamă, 10.000 de euro bombă. Da, hai că nu mai judeci. Stai puțin, curcum e aberant de scumpă mașinuța aia electrică, știi? Bă, chiar așa, ce sunt foarte bine scumpă. Că 10.000, las că dacă o vând după aia... Da. O bubuie. Deci multe mașini strict electrice, prize nu prea sunt. Statistica asta aparține Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, APIAM, în clasamentul primelor 10 mărci de autoturisme și autovehicule comerciale noi, vândute în primul semestru al acestui an. Pe primul loc, Dacia. Logic. Aproape 25.000 de unități. Pe locul 2, Renault, 7.700. Toyota, 5.400. Ford, Volkswagen, Skoda și așa mai departe. Asta mă miră, că de obicei Volkswagen era mai sus, dacă nu mă înșel. Da. Mercedes e pe locul 7. Bun, ce mai vrei? Din ianuarie și până la finele lunii 2023, scrie Economedia, în topul celor mai vândute autoturisme electrice în România conduce, pe primul loc... O mașină chinezească. Da, Dacia Spring. Asta era full electric. Full electric. Da. Mașina chinezească Dacia Spring, 3266 de unități, creștere de 36,9% față de aceeași perioadă anului precedent. Foarte tare, deci ce succes, ce lovitură dare nou cu mașina asta. Pe locurile următoare, Tesla. Model Y. Bă, deci cea mai ieftină mașină electrică și una dintre, cred, de fapt, Y e aia mare, scumpă? Băi, nu știu. Mai luat prin surprindere. Nu cred că e mai comună. Oricum, Tesla nu mai e de mult, adică au apărut deja mașini mult mai scumpe. Tesla Y, Rolls-Royce electric, adică... La asta am văzut eu un Tesla care apare din spate, că e închis în fața și a zis că e un mastodont care vine spre tine. Tesla Y. E... Nu e cea mai mare, mărișoară. Nu? De-aia banală, nu, banală. Nu e mică, mă, nu e Tesla 3. Ah, ok. Aia da, nu e, are 4 uși. E una care arată ca o Dacia, numai că e electrică și e Tesla. Nu. Nu arată ca o Dacia. E una jeepuleț. Dacia arată bine în ultima vreme. Numai prostii spunem. Deci toți oamenii care sunt pasionați de asta, acum își dau palme. Se aud... Păi, dacă facem liniște, se aud palmele pe care și le dau oamenii peste frunte în timp ce ne ascultă vorbind despre Tesla Y, care seamănă cu Dacia sau ca un jeepuleț. Păi da, dar majoritatea celor care ne ascultă nu știu exact ca noi și își dau cu părerea. Spune o mașină adevărat. Exact ca... Noi nu... Stai mă, că mă uită, că eu am o părere corectă. Ia uite-te tu cu ochiul tău. Tu care... Pe locul 3, da, Renault... mă, asta e. Nu seamănă cu Dacia. E o banală, e mașină mașină cu patru portiere, cu faruri, cu da, roți. Dacă avea patru jumate. N-are niciun talent. Adică nu... N-are niciun talent. Da, adică... nici măcar... Auzi, mă, fac culori lila la Tesla asta. Asta sunt și multe albe, că am văzut. Păi uite, sunt altele. S, de exemplu, modelul Tesla S. Da. Asta care e? Arată și ea mai... E aia mare? Arată ca un Ferrari, nu știu. E Roadster. Aia da. Dar asta Y e Dacia Logan cu baterie. Și deci care conduci Tesla Y, auzi că Vind-o. Conduci Logan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.